Ziua de 24 ianuarie este cea în care în fiecare an se sărbătorește un eveniment extrem de important pentru poporul român, unirea principatelor române. Terminologia care ar trebui folosită pentru momentul ianuarie 1859 ar fi unirea principatelor române. Într-adevăr, este primul și poate unul dintre cei mai importanți pași în realizarea României moderne. Pe de o parte, pe de altă parte, într-adevăr, nu ar fi fost posibil momentul 1 decembrie 1918. Pentru a marca evenimentul, Muzeul Județean Buzău a pregătit mai multe manifestări la Centrul Muzeal Ice Brătianu, dar și o expoziție tematică la sediul instituției. Muzeul Județean Buzău, ca iacătă de 7 ani încoace, organizează ceea ce se numește Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Județean. Este partener alături de celelalte instituții de cultură de pe teritoriul județului nostru, subordonate Consiliului Județean Buzău, și anume Teatrul George Ciprian și Centrul Județean de Cultură și Artă. Și organizăm un eveniment cu două componente importante. Este vorba de o componentă outdoor, care în acest an pentru a doua oară a fost organizat la Centrul Muzeal Ice Brătianu din Buzău. O piesă de teatru, o piesă tematică, un moment emoționant, și anume prinderea în Hora Unirii a tuturor celor prezenți și, evident, un spectacol al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău. Expoziția Oamenii ai Unirii este dedicată unor personalități militare care au rămas ca eroi în istoria națională, participanți la evenimentele istorice care au dus la unire. Am importat un tip, un concept de expoziție pe care l-am aplicat la Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă, acela de expoziție în expoziție, pentru că sunt două fenomene, două evenimente istorice corelate și în strânsă legătură. Unirea de la 1 decembrie 1918 cu ianuarie 1859, în expoziția Oamenii ai Unirii, au fost introduse informații și elemente de muzeotehnică, precum și elemente muzeale, care marchează momentul ianuarie 1859 la Buzău. În sală au fost amplasate și câteva panouri care prezintă personalitatea a două personaje, Costache Moglan și Scarlat Voinescu, și importanța acestora pentru Buzău, dar și mai multe portrete ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Practic, acum în această sală, pentru că așa a fost gândită încă din decembrie, când am deschis Oamenii ai Unirii, sunt marcate cele mai importante momente unificatoare, dacă vreți să spunem, din istoria poporului român. Astăzi, în cinstea Unirii Principatelor Române, toate secțiile exterioare ale Muzeului Județean, inclusiv acesta, au fost deschise, iar publicul a beneficiat de intrare liberă.